acestuia. Prin toate mașinile și surorile Sfântul Acașul acestuia și prin toți binecredincioșii creștini de pretutindinea. Domnii păzește, Domnii păzește, pentru moșa, pentru să-mi să câte. Pe Grioasă Magistaniță, pe Cerci Părinte, pe Grioasă Mai Șurori, Biscădincioși, să vă fim de bine cu această Sfântă Mare Zi a Duminicii. Ne aflăm în Duminica a treia, după luminată sărbătoare a Domnului nostru Iisus, a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Și această duminică este închinată Sfintelor Femei Mironosițe. Adevărata zi de prăznuire a femeilor credincioase. Fiindcă vedem din Sfânta Evanghelie, dar și din Vechiul Testament, vedem seama că ce femeile au fost întotdeauna mai grijulii față de cele sfinte, față de Sfintele Biserici. Bărbații aveau rolul lor în biserică, în societate, iar cu blândețea lor de femeie, iată și femeile care îl urmau și îl ascultau pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, auzim din Sfânta Evanghelie că cele de dimineață, încă nu răsărise soarele, au hotărât să meargă să ungă trupul Domnului nostru Iisus Hristos, după obiceiul evreilor de atunci. Și vedem că ce aceasta le-a motivat pe ele și îl aveau ca pe fratele lor, îl aveau ca pe o rudă apropiată, care au mers la mormânt și de fiecare dată își puneau întrebarea: cine ne va prăvăli nouă piatra, că era o piatră mare asupra mormântului, cum era înmormântarea vremurilor și a evreilor de atunci, și de acolo nu erau cimitire speciale, ci erau săpate niște peșteri unde se puneau acolo cei repăsați, până când trezeau. Deci pentru Mântuitorul Hristos a fost săpat o peșteră nouă, o peșteră deosebită, adică să nu fi fost îngropați alți păcătoși, căci pentru el era pregătită această peșteră. Și vedem că femeile desde de dimineață s-au ridicat să meargă să vadă și să ungă trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Și ele au fost primele, cele care le-a fost binevestită învierea Domnului nostru Iisus Hristos, le-a fost binevestită această veste luminată pentru ele. Deci, în duminica a doua după Paște a fost închinată Sfântului Apostol Toma Necredinciosul, care dintr-o dată nu a vrut să creadă despre învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar astăzi este duminica închinată Sfintele Femei Mironosițe. Ceea ce astăzi este și pentru noi creștini, este ziua închinată Sfintelor Femei Creștine. Sfintelor este închinată acelor femei creștine, ziua femeii creștine, atunci când este
să zic așa popular, este 8 martie. Deci pentru femeile mai puțin credincioase, ele sărbătoresc ziua de 8 martie. Iar pentru ziua femeii creștine este sărbătorită anume astăzi. Țin tot de adinsul să vă felicit pe Grioasă Maristaiță, pe Grioasă Maici, tuturor celor prezente astăzi aici la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, țin să vă felicit cu această mare sărbătoare, multă sănătate, să vă trimită Dumnezeu la toți, Hristos cel înviat să vă aducă pace și bucurii sfinte în casele și în chilie și în gospodăriile fiecăruia. Mult sănătate să vă trimită Dumnezeu la toți, vă păzească într-o mulți și fericiți ani. Iubiți credincioși, țin să vă aduc la cunoștință, pentru săptămâna viitoare mai avem sărbători însemnate. Biserica noastră ortodoxă păzmuiește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, marți. Cu această ocazie, aici, în Sfânta noastră mănăstire, se va săvârși Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Iar miercuri, Biserica noastră ortodoxă păzmuiește aducerea moaștrilor Sfântului Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni, din Miralichii, orașul Bari, Miralichii, unde cu această ocazie de mutare a rămas imprenta de sărbătoare până în zilele noastre, în multe biserici, au luat și hramul acestei sărbători, dar și noi, creștinii ortodoși, ceilalți, îl sărbătorim de Sfântul Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni, cel care este de fiecare dată ajutător și rugător celor care îi cer ajutorul. Deci, iubiți credincioși, am a vă aduce la cunoștință mai multe detalii despre evenimentul frumos care se întâmplă fiecare an la Sfânta la Sfânta noastră mănăstire. Deci, în data de 22 iunie, este o sărbătoare deosebită, fiindcă dăm prăzduire fericitei Maicii noastre, Agafie. Cu această ocazie, aici, în Sfânta noastră mănăstire, ne adunăm cu toții, îi dăm laudă fericitei Maicii noastre, Agafie, și se săvârșesc două sfinte liturghii. Adică, una de noapte, una la orele 3 noaptea, se începe Sfânta și Dumnezeiască Liturghie și o altă liturghie aici în biserică, prima liturghie, iar a doua liturghie se va săvârși afară, la altarul de vară, unde este invitat în alt preasfințitul Vladimir și un sobor de arhierei și preoți, unde se va da slujba de sărbătoare în ziua și cinstea fericitei Maicii noastre Agafie. Și cu această ocazie, începând de cu seara, de data de 21, aici în mănăstire, se va săvârși priveghere, unde vor fi deschise moaștele și vor fi puse spre închinare. Iar a doua zi, moaștele vor fi scoase afară, cu binecuvântare metropolitului și puse spre închinare în preajma bisericii noastre. Deci vă invităm pe toți atunci la această sfânt eveniment frumos din viața mănăstirii noastre, dar și a țării noastre, fiindcă avem numărați sfinți prezbiteriți, canonizați aici în țara noastră mică, Republica Moldova, unde Dumnezeu ne-a luminat cu acești sfinți și spune Apostolul, minunat este Dumnezeu cu Sfinții Săi. Doamne ajută, Îngerul Domnului să vă aibă în pază sa și să vă păzească într-un mult și fericit an. Maiama vă aduce la cunoștință. Biserica noastră și mănăstirea noastră organizăm pelerinaj la Sfintele Mănăstiri din Muntele Athos. Și duminica viitoare, în data de 26 mai, vom pleca iarăși cu un grup de credincioși, bărbați, care mergem
către grădina Maicii Domnului în muntele Afus. Cei care aveți dragoste, plăcere, putință și doriți ca să călătoriți împreună cu noi, să facem un pelerinaj către Sfintele Mănăstiri, luați datele de contact și ne telefonați sau stăm la urmă ca să discutăm detalii despre plecare și pe viitor, cu ajutorul Domnului, veți merge către Sfintele Mănăstiri. Cei care nu au posibilitate pot a trimite pomelnice încolo către Muntele Sfânt, Muntele Maicii Domnului, grădina Maicii Domnului, unde de fiecare dată când mergem acolo, punem și noi nevrednicile noastre rugăciuni acolo către Maica Domnului, ca să ne dea binecuvântare cerească, ca să ne dea ceea ce avem noi nevoie. Și Maica Domnului este mijlocitoare în fața Fiului ei și în fața lui Dumnezeu. Doamne ajută, Îngerul Domnului să vă aibă în pază, sau acum o să mergeți fiecare. Vă veți închina la Sfânta Cruce și veți lua Sfânta Anafră și Doamnele vor primi un mic dar de la Maica Starița și de la noi. Doamne ajută, Îngerul Domnului să vă aibă în pază sa. Poftim. Maica. Thank you.